4, 3, 2, I let one go. Așteptăm aplauzele de la toți arădenii adunați astăzi aici, care e la Francis Neumann din Arad. Și mulțumim celor de la Doma Art, este dansul care a deschis această seară minunată. Maura și Dorian Cosma sunt cei care pregătesc acest minunat copii, participând la multiple campionate europene, campionate mondiale și unde au reprezentat cu cinste Aradul. Cred că v-ați dat seama că ați avut în față o trupă minunată. La fel cum se va întâmpla și în continuare, pentru că, așa cum am spus, este o seară minunată, o seară în care bătrâna doamnă UTA Arad se întoarce aici pe teatrul viselor oricărui aradean iubitor de fotbal. Domnilor și domnilor, arena Francis Neumann din Arad este pentru prima dată cu suporteri la o partidă care vrea să prezinte cu adevărat echipa arădeană. Așadar, doamnelor și domnilor, așteptăm cât mai multe aplauze, cât mai multe încurajări tuturor jucătorilor care în această seară vor veni în fața dumneavoastră. Vreau să mulțumesc de asemenea celor care în această seară era singură acest fundal sonor. Nu-i așa că sună bine? DJ Sebuc este alături de noi și mulțumim pe această cale. Mulțumim de asemenea celor de la Sisivă. Ei sunt cei care operă vocea aceasta să meargă peste tot acolo în tribune și mulțumim pe această cale și lui Orbar că este prezent alături de noi. De asemenea, doamnelor și domnilor, la fel cum s-a întâmplat și anul trecut, și în acest an, UTA nu poate pleca singură la luptă, astfel că am dorit să mulțumim în deschiderea acestui eveniment tuturor celor care se implică în ajutarea echipei Panion Aradului. Așadar, mulțumim partenerilor Primăria Municipiului Arad prin Centrul Municipal de Cultură, Consiliului Județean Arad, celor două universități arădene, Universitatea de Vest de Goldiș, Universitatea Aurel Laicu din Arad, Medlife, Supporter Club UTA și de asemenea, bineînțeles, și tuturor sponsorilor fără de care echipa noastră ar avea o viață mult mai grea. Așadar, mulțumim EFET, Maximus, Rospectra, Denizdal, Verbiță, Pizza 5 Colțuri, Day Security, Fiterman, Heineken România, Romasia, Azuga, Zaler, CBA, H3 de Arad și Golden Real Estate. Pentru ei trebuie să sune urând de aplauze și mulțumirile noastre să meargă către ei, cu speranța că ne vor fi de un mare ajutor în această ediție de campionat. Pornim așadar de la locul 8 pe care l-am înregistrat anul trecut. Bineînțeles că ne dorim rezultate mai bune. Pentru aceasta trebuie să ne abonăm, pentru aceasta trebuie să venim, să susținem echipa arădeană și vă așteptăm niște meci în număr cât mai mare alături de UTA Arad. Doamnelor și domnilor, nu mai lungim vorba, să vedem cu cine pornim la luptă!